Bună, dragii mei, numele meu este Violeta și astăzi revin cu un nou video cu lucrurile necesare pentru bebeluși. Ce mi-a fost mie necesar și util și ce a fost și surorii mele necesar, pentru că are doi copii și eu unul, deci avem trei copilași și cam aceste lucruri le-am folosit foarte des. Am împărțit acest video în trei părți. Prima parte este îngrijirea bebelușului. Ce am folosit noi foarte mult și de mult mi-am dorit să recomand și să spun la toată lumea, sunt aceste șervețele, 100% bumbac, sunt, le găsiți la Pipa, sunt separate, așa, putem să le rupem, sunt în jur de 2 euro și ne-au ajutat foarte mult la toaleta bebelușului de dimineață, unde îmi spălam pe față, pe mânuțe, puneam un vas cu apă caldă și îngrijeam bebelușul. Acum folosim la scutece și ne este foarte necesar. Noi am încercat și acele șervețele cu 99,9% apă, dar din păcate sunt foarte reci și eu una nu le recomand, mie una nu mi-au fost necesare. Ca să trecem așa, avem nevoie și de o cremă a bebelușului. Am folosit foarte multe. Acum am ajuns să folosim această cremă Sudocrem și am cumpărat foarte multe de pe Amazon ca să avem. Folosim și această cremă în otiol și mai folosim și pe Pantene, dar este în cameră la fată și nu pot să le aduc. Deci aceste trei creme ne sunt foarte bune și le mai schimbăm ca să nu se obișnuiască corpul cu aceeași cremă, pentru că atunci când au răni și pentru că bebelușul face destul de des răni și folosește aceeași cremă, nu-ți mai trece așa rapid. Ce mi-a mai fost mie foarte necesar a fost această pompă de nas. Am folosit foarte multe, dar nici o pompă nu mi-a dat rezultat ca această pompă. Eu una consider că este foarte bună și că acele pompe cu aspiratorul, acele pompe, mie una nu mi-au folosit. Deci, eu recomand această pompă. Dacă aveți și voi alte recomandări, vă rog frumos să-mi scrieți în partea de comentarii să folosesc și altceva. Poate există și ceva mai bun de atât. Eu nu le-am pus într-o ordine aceste lucruri necesare pentru bebeluși. Le spun aleatoriu. Dacă am omis ceva, să-mi scrieți în comentarii. Ce mai este bun să avem pentru bebeluși este acea trusă de bebeluși. Noi avem una de la Advent și folosesc această unghieră foarte mult pentru unghiile bebelușului. Pe aceasta o folosesc cel mai des. Deși am mai cumpărat această trusă pentru nepoțelul meu și avem această unghieră. Nu este așa bună. Bineînțeles, mai avem nevoie de pieptăn, unghieră, acest forfecuț. Sunt necesare pentru îngrijirea bebelușului. Eu tot mă uit pentru că am o listă și nu vreau să omit ceva. Ce mi-a mai fost mie necesar, pentru că atunci când iei bebelușul din spital, avem acea problemă cu buricuțul și eu foloseam această spray dezinfectant. Este bun și pentru răni. Când avem o fetiță și facem cercelușii, putem să dăm cu această soluție. Nu știu exact că se găsește și în România, dar în general avem nevoie de o soluție de dezinfectat pentru răni. Ce mai avem 100% nevoie și trebuie să avem multe. Am zis multe. Avem nevoie de aceste. Unii spun scutece, eu le spun cârpe de bumbac pentru bebeluși. Le folosim atunci când alăptăm, le folosim atunci când mergem la doctor și așezăm copilul pe ele. Avem nevoie de foarte multe, încă mai am noi, dar acestea le folosesc. Cât mai mari, cât mai bune. Când mergem în mall cu copilașii, de exemplu, și trebuie să le schimbăm scutecul și avem nevoie de o cârpă sau un scutec din acesta. Avem nevoie de foarte multe și sunt foarte utile, deci le recomand să cumpărați cât mai multe. Eu n-am avut nevoie și încă am, pentru că atunci când călătoresc undeva le folosesc. Ce mai avem nevoie? Avem nevoie de această saltea ușoară de schimbat. O am până la 60 de centimetri, putem să măsurăm și bebelușul. Este foarte ușoară și utilă. Deci noi folosim această saltea împreună cu
scutecul, ca să schimbăm bebelușul. Deci eu una consider că nu mai mi-au, nu mi-am luat niciodată acel dulap pentru a schimba bebelușul, să stea la înălțime, mai ales că fetița mea se foiește și se plimbă de când era foarte mică, tot patul. Și dacă aș fi pus-o într-un loc din acela de schimbat cu adevărat, sigur o găseam jos. Pentru că chiar dacă eram lângă ea, ea este foarte energică. Cred că odată o să vă filmez să vedeți cum se mișcă. Și mă scuzați că mă uit jos, din nou vă spun, mă uit în telefon ca să nu omit ceva. Mai avem nevoie pentru bebeluși de serul fiziologic, acel ser care se folosește pentru bebeluși, vin în sticulițe foarte mici, o să vă arăt. Apoi, când cresc ei mai mari, avem acest ser cu această pipetă, să spunem așa, și turnăm câte o picătură bebelușului în nas împreună cu pompa de nas. Face minuni, deci avem nevoie neapărat și de așa ceva. Mai avem nevoie de acele belțișoare de urechi, să vi le arăt. Deci mai avem nevoie și de aceste belțișoare de urechi cu opritor. Așa. Eu aveam o cutiuță desfăcută. Și sper că nu am omis nimic. Acum trecem la partea momicilor. Ce avem nevoie pentru o mămică? O proaspăt mămică, pentru că mai apoi nu le-am mai utilizat. Avem nevoie de așa ceva. Eu una le-am folosit foarte mult pentru când ai sutienul acela de alăptat, să ne curge laptele, să nu avem o experiență neplăcută. Mai avem nevoie și de cremele pentru sâni. Așa, le-am avut și în bagajul bebelușului, au fost necesare și mai apoi avem nevoie și de aceste comprese. Spun că avem nevoie, mie m-au folosit și sunt necesare aceste comprese Multimam, sunt foarte bune să le avem în casă în caz de incidente neplăcute cu sânii. Pentru că, de exemplu, bebelușa mea are de la 4 luni dințișori, acum are 8 dințișori și mă mai mușcă, știți cum este, iar niște comprese sau niște creme sunt foarte necesare în casă. Mai avem nevoie, la început cel puțin, de o pompă de sâni. Eu o am pe aceasta, mai am și acea pompă manuală, dar o recomand pe aceasta. Este foarte bună, mai ales la început când nu știm să alăptăm sau sânii nu sunt total acele fase desfundate, avem nevoie de o pompă și moașa mea mi-a recomandat să avem una. Deci eu consider că în casă este necesar să ai o pompă pentru sâni. Ce mai avem necesar, dar am trecut-o la mame, dar este necesar și la copil și la mame, avem nevoie de o lenjerie impermeabilă, pentru că nu se știe cum, dacă în caz de bebelușul doarme în pătuțul lui, avem nevoie de o lenjerie de pătuț. Avem nevoie de o lenjerie micuță pentru pătuțul bebelușului. În caz de doarme la voi în pat, aveți nevoie de o lenjerie mare pentru patul vostru. Pe mine una nu mă deranjează, nu mă incomodează cu nimic. Am avut incidente și mi-a fost foarte utilă. Eu am și la pătuțul bebelușului pentru că l-am lângă pat, dar fetița momentan doarme cu noi în pat. Deci la ambele paturi am pentru că este foarte necesară. Trecem la următoarea categorie și anume produsele necesare pentru un bebeluș, dar mă refer per total de ce produse consider eu că sunt necesare. Și încep prin a vă spune că atunci când am fost externată, bebelușa mea a avut probleme cu kilogramele, nu a luat foarte mult în greutate și am avut nevoie urgent de un cântar. Și vă arăt exact. Am optat pe acest cântar, care când este bebeluș putem să-l așezăm aici, iar când crește mai mare putem să-l folosim așa. Este foarte necesar să avem la noi un cântar pentru bebeluși, pentru că nu se știe niciodată când o să avem nevoie. Eu cel puțin consider că în primele luni de viață bebelușul trebuie cântărit să vedem dacă totul este în ordine, pentru că pe mine mă întreba foarte des moașa și doctorița cât a luat fetița în greutate. Încă un lucru important pentru mine a fost legănuțul bebelușului. Eu am avut un legănuț de la mătușa mea.
dar vă recomand orice tip de legănuț. Fata mea era foarte atrasă, mai ales că aveam niște jucării deasupra legănuțului, iar se uita la luminițe, la jucării și o atrăgeau foarte mult. Ba chiar puteam în acele 10 minute care stătea ea, sau un sfert de oră maxim, dacă le stătea și pe acelea, în acel un sfert de oră, să spunem așa, puteam să fac curățenie în toată camera, pentru că ea era atrasă de acele jucărinițe. Încă un lucru care mi-a fost mie necesar mai târziu, adică să spunem pe la 6 lunițe, a fost acest scaunel pentru bebeluș. Aici punem bebelușul. Putem să punem oriunde pentru că ea nu cade, pentru că are aceste antiderapante, nu știu exact cum se spun acești, care nu o lasă să cadă. Avem și măsuța, care putem să o atașăm aici să mănânce. Și putem să punem și la scaunul normal. Acest scaun mă ajută foarte mult și mă ajută în continuare, pentru că eu îi dau să mănânce fetiței în acest scaun, dar și în acesta Chico, care l-am de la nepoțica mea, care este foarte bun. Este 3 în 1, dacă nu mă înșel, și o să vă atașez câteva poze. Cred că l-ați văzut și în vlogul meu. Este foarte bun. Am un scaunel jos, la parter, și unul la etaj, pentru că nu se știe niciodată unde mănâncă și așa am două scaunele care mă ajută foarte tare. Ce mai este necesar la un bebeluș? Acea cădiță de baie. Noi o avem pe aceasta. Deci noi o avem pe aceasta, se poartă pe ea. Și aici sunt piciorușele de la ea. Pe aici se scoate apa. Culoarea nu este tocmai cea mai frumoasă, dar pe noi ne-a ajutat foarte mult această cădiță. Nu ocupă foarte mult loc. Și la această cădiță am încercat eu inițial așa ceva și nu sunt mulțumită, nu este deloc bună, pentru că intră apa în ea, nu se usucă așa bine și nu miroase foarte bine, chiar dacă o speli, o îngrijești, deci așa ceva nu recomand. În schimb, ulterior am cumpărat așa ceva, care am avut și la nepoțica mea, dar suportul acesta trebuie să fiți atenți să fie cât mai ridicat, ca bebelușul să nu alunece. Aici are antiderapant, să spunem așa. Se pune în cădiță, iar bebelușul stă foarte confortabil. Tot așa, noi folosim acest suport cu un scutec de baie, punem bebelușul și ne ajută foarte mult. Tot la lucruri necesare intră și acest, să spunem, scaunel pentru bebe. Așa, între timp a venit și nepoțica mea cu mine și vă prezentăm următorul lucru foarte util. Este acest, să spunem, scaunel pentru bebeluș. Acest scaunel pentru bebeluș, o să vă atașez și poze, pentru că este foarte greu să arăt. Se reglează pe 3 mărimi. Așa arată și separat puteți cumpăra această jucărie, care costă 35 de euro, dacă nu mă înșel, dar o să vă pun și prețul exact la aceasta. Cam așa arată. Iar bebelușul stă și este foarte util. Tot util mi-a fost mie și soțului meu acel scaun de bebeluș care se pune în apă și poți să speli copilul fără să mai stai cu grijă, pentru că eu pe Natalia, fetița mea, o țineam și era foarte energică și nu stătea deloc în apă și acel scaun m-a ajutat foarte mult și mă bucur atât de mult că l-am găsit și am putut să-l cumpăr, pentru că nu m-am gândit că există acel scaun de bebeluș. Deci eu îl recomand și în caz de aveți copii energici și totuși le faceți în fiecare seară baie. Da, mami? Și totuși le faceți în fiecare seară, eu recomand acel scaun, nu Carla? Recomandăm? Da. Pagă tot în gură, pentru că tot așa îi dau dinții șorii. Nu în ultimul rând recomand țarcul pentru bebeluș. Mie una acum îmi este necesar. Tot așa bebelușul stă în jur de 10 minute în el, se joacă cu jucării. Mai nou a învățat cum să se ridice în picioare și să se plimbe tot țarcul în picioare. Tot așa 10 minute de liniște, dacă doriți să aveți, vi-l recomand. Mie aceste lucruri îmi sunt foarte necesare. Poate am omis ceva sau poate am pur și simplu uitat să menționez, deși mi-au fost foarte multe lucruri utile și nu am găsit un video în care să-mi spun așa mutamu că
am nevoie de aia. Și acum mi-am adus aminte că am uitat câteva lucruri să vă spun. Mi-a mai fost foarte util un termometru de baie, de băgat în cădița bebelușului, pentru că trebuie să avem foarte mare grijă cu temperatura apei. Un termometru pentru bebeluș, bineînțeles. Putem să vi-l recomandăm pe acesta, dar apare în setul care v-am spus că vi-l recomand per total să-l cumpărați. S-a așezat din nou. Dar avem nevoie totodată și... Carla! Totodată avem nevoie și de un termometru de cameră. Adică nu este neapărat necesar, dar noi avem unul și pe mine una m-a ajutat. Și am uitat să vă mai spun, pentru mămicile care consideră că au dureri insuportabile de sân și nu mai suportă, este foarte, foarte de ajutor și aceste protecții pentru mamelon. Pe mine una în primele 3 zile m-a ajutat foarte mult pentru că bebe nu vroia să sugă la sân. Iar asistentele mi-au recomandat aceste protecții. Și cu acestea a luat acele 5 grame în greutate. Acesta a fost video de astăzi. Mă bucur că v-ați uitat până la sfârșit. Nu uitați, dacă n-ați făcut-o încă, să vă abonați, să dați un like și un comentariu și să-mi spuneți și mie ce v-a fost vouă util cu copilașii. Până data viitoare, noi vă pupăm. Dăm pupici cu sclipici? Hai să dăm un pupic cu sclipici. Dă-i astea la tușe și dă pupici cu sclipici.